Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin realizările lor. 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Teodor Paladi. Teodor Paladi a avut ascendență nobilă. S-a născut în 1871. A fost crescut și educat într-o familie veche de boieri din Moldova. Așa s-a manifestat toată viața, ca un aristocrat, refugiindu-se în artă pe care o considera o necesitate și nici de cum o îndemânare. Paladi a studiat până în 1889 ingineria la Politehnica din Dresda, luând în același timp lecții de desen și pictură cu Erwin Oehme, care, recunoscându-i înzestrarea artistică, l-a sfătuit să plece la Paris. În capitala Franței a lucrat în atelierul lui Jean Armand și s-a înscris la Academie de Beaux-Arts. În 1904 a revenit în țară și a expus la Ateneul Român și la saloanele oficiale. A menținut însă legătura cu Parisul, unde a deschis mai multe expoziții personale. Strânsa prietenie cu pictorul francez Henri Matisse, cu care coresponda frecvent, a fost benefică de ambele părți, în sensul unui schimb intens de opinii constructive. Simbolismul perceput la început din perspectiva profesorului său, Gustave Moreau, este substratul multora din lucrările sale. De aici provine și pasiunea lui de a picta nuduri și statică. Criticii de artă au observat că la Teodor Paladi, linia este instrumentul unui arhitect care construiește, iar suprafața și volumul formelor sunt stabilite de multe ori cu ajutorul liniilor anguloase. Întâlnim la Paladi o rivalitate între culoare și desen. În pictura lui, relația desen-culoare este într-un permanent raport cu materie-spirit și nu știu unde se termină una și unde e cealaltă, pentru că rațiunea primează. Temele abordate sunt natura statică, peisajul, nudul, portretul, dar în partea de maturitate abordează în special natura statică și nudul compozițional. Nudurile sale par a fi într-o permanentă întrepătrundere cu atmosfera interioarelor. Femeia apare ca un simbol al iubirii și mai puțin al dorinței, ca o meditație asupra destinului. În lucrările cu natură moartă, obiectele își pierd realitatea, câștigând sensuri subtile. Armoniile sale vizează capacitatea privitorului de a realiza în imaginație viața secretă a culorilor și formelor. Dacă la alți artiști obiectele sunt folosite în sens pur decorativ, lipsite de încărcătura semnificației profunde, la Paladi ele au o frumusețe sufletească. Paladi spunea că desenul poate fi de sine stătător, în timp ce culoarea fără desen rămâne ceva nevertebrat. Casa Melic, aflată în București, care a fost construită între 1750 și 1760, găzduiește azi Muzeul Teodor Paladi. Aici sunt expuse tablouri pictate pe pânză de Paladi, precum și peste 800 de desene cu peisaje, nuduri, portrete sau interioare, reprezentative pentru perioada pariziană a pictorului. În 1956, anul în care a și murit, a primit titlul de maestru emerit al artei, organizându-se expoziția retrospectivă Teodor Paladi. În 2012 a fost declarat membru post-mortem al Academiei Române. Teodor Paladi rămâne fără îndoială unul din cei mai prestigioși artiști moderni, păstrându-și întreagă ambiția de a fi un pictor din toate timpurile. V-am prezentat astăzi activitatea lui Teodor Paladi în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Mâine, Radio România Regional vă propune să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat cultura sau știința mondială.